Din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Alături de noi este domnul Ionuț Beligan din partea clubului Kinder, club de volei înscris în momentul de față în campionatul de volei fete. Junioare 3, practic speranțe, ca să folosim formula corectă, din volei la ora actuală. Haideți, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, să vedem exact ce ne propunem, așa, ca și sinteză. Deci la anul, întărită echipa, participare la cadete, da? Da, în primul rând încercăm să ne axăm pe nucleul care îl avem deja. Încercăm să participăm la cadete cu aceste fete și cu ce mai avem pe lângă. Dar nu încercăm, vom participa. Vom participa cu acesta, este o certitudine, da. Plus, da, la anul vă propuneți mai mult decât... Da, la anul deja avem alte pretenții, văzând atitudinea fetelor, care am apreciat-o și țin să le felicit și încă o dată pe această cale. Deci s-a văzut dorința de joc și atitudinea. Da, șapte copii, o să ne spuneți numele lor, adică... Da. Sunt copii care, efectiv, m-am dus ca cei 300 spartani. M-am dus și am, chiar dacă am murit, dar am murit glorios. Foarte, foarte mulțumit sunt de evoluția lor și ceea ce îmi propun ca un obiectiv destul de măreț, participarea cu cei mai mici în campionatul de minivolei. Sunt pregătiți? În momentul de față sunt în jur de 10 fete care ar face față. Ar face față cu brio la... Da, oricum, trebuie să înceapă să guste din competiție. Tot începe de undeva, da. Eu zic că ar fi pregătit. În momentul ăsta nu, dar până în vară, până în toamnă, când începe primul turneu de minivolei, eu zic cu... Dar că să nu mergem acolo și să fim ciuca bătăilor. Nu. Și în actualul sezon de campionat am făcut 15 puncte, adică ne-am prezentat mai mult decât onorabil pentru un club venit din nicăieri. La prima lui participare. Deci nu, domnule, ne-a fost și ne-a bătut toți și am venit acasă și cu coada între picioare. Nu, deci am ținut fruntea sus, chiar dacă nu am reușit să ne calificăm la... Și asta cu bătaia, mi-aduc aminte și fac o paralelă cu handbalul. Prima noastră participare în prima divizie a însemnat bătăi pe linie, dar după retrogradare s-a întors o altă echipă când s-a promovat la handbal. Vedeți dumneavoastră că simpla participare în competiție și te ridică. Da, știu că cei de la handbal, majoritatea au fost colegi de la liceu, program sportiv cu ei. Deci, încă o dată, experiența jocului nu poate fi înlocuită cu absolut nimic. Corect. Da, deci astea sunt gândurile pentru ceva să vină. Vă rog să nu rămâneți dator cu numele, că nu sunt multe, doar 7 fete, nu? Da. Sau vreți să le menționați și pe cele care au fost la început? Eu aș vrea să le menționez pe toate, că la un moment dat au pus și ele umărul spre ceea ce s-a... Pentru toate 15 puncte astea care... Sigur. Da, aș începe acum, nu vreau să fac discriminări față de ele, aș începe cu Teodora Macovei, un jucător cu reale calități, care are în față... Postul? A fost jucătorul cheie care l-am luat de pe ridicător și l-am pus pe centru și se pare că a fost o câștigătoare mutarea. Asul de mânecă. Da. Cota Sara a fost iarăși o jucătoare foarte... foarte important în angrenajul nostru. Spoială Teodora, Spoială Ariana, Georgiana Naghi, a fost Ilinca Androhovici, iarăși că o jucare eu, Beatriz, a fost Boșneaga Alexandra și a fost Andreea, nu mai știu și cum o cheamă acum, cu toate că Ea a fost primul om care a dat înapoi și nu a putut să mai vină. Sper că n-am omis pe niciuna și aș vrea ca la anul să fac o figură și mai frumoasă în campionat și să demonstrăm unora care
au crezut că nu se poate, că nu e chiar așa. Ba, chiar să le arătăm că se poate și se poate și chiar mai mult decât s-a reușit anul acesta. Domnule Ionuț Beligan, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Dacă mai aveți un cuvânt de încheiere, mulțumiri cuiva, pentru că am văzut așa, un club la început, dar tricouri frumoase, prezență frumoasă, cu toate lucrurile așezate bine, ca să spun. Da, deci am avut și susținerea celor de la Mapan Suceava, care au reușit și ne-au achiziționat un de echipament, atât treninguri de prezentare, cât și echipamentul de joc. Cei de la Lugaz Distribuție Suceava ne-au susținut și din punct de vedere financiar. Părinții au cea mai mare pondere din toată susținerea asta și cel mai important susținere a fost din partea părinților. Și țin să le mulțumesc pe această cale și încercăm să aducem și alți oameni care iubesc voleiul pe lângă noi și să putem supraviețui în ceea ce ne propunem. Că, v-am zis, din punct de vedere financiar, e greu. La început e un pic greu. Acum o să încercăm să ținem fruntea sus și eu zic că o să facem o figură frumoasă și în campionatul viitor. Până atunci însă, bineînțeles, multe antrenamente, meciuri amicale. Sigur. Că slavă Domnului e aici, la doi pași, și Botoșanu și Iașu, chiar avem cu ce să ne măsurăm forțele. Da, sigur. Înțelegere găsiți din partea lor? Vă primesc? Da, sigur. Din punct de vedere al colegilor, lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Noi mergem la ei, facem meciuri de verificare, ei vin la noi, deci lucrurile stau bine. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile stau bine. În regulă. Da. Vă doresc mult succes în activitate și, bineînțeles, multă sănătate atât noastră cât și sportivelor și sportivilor de la clubul Kinder. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.